Bună ziua, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi voi discuta despre rezumat carte Cum să învingi diabetul scrisă de I.C.V. Lunas, bestseller, citește și vei câștiga colecția practică apărută la editura Europress. Înainte de a începe, cum am zis la cel anterezumat, nu am nicio înțelegere scrisă sau verbală cu autorul, editura sau traducătorul, fac din pură inițiativă. Am citit aceste cărți și mi-a rămas niște idei care le pot pune în practică. Cartea asta chiar e foarte importantă pentru mine, pentru că mama a avut diabet și a murit din cauza complicațiilor la diabet la vârsta de 57 de ani. După 10 ani, după ce a căpătat această boală care zice că este incurabilă, a trimis-o pe lumea cealaltă. Deci fiți foarte atenți ce mâncați, nu vă stresați, țineți regim, faceți mișcare, nu fiți sedentari și veți avea glicemia în parametri normali sau mai bine zis zahărul în sânge în parametri normali. Este foarte important lucrul acesta. Așa arată cartea pe față, laterală, verso. În condițiile în care medicina tradițională declară diabetul o boală incurabilă, apariția unei opinii contrare care se afirmă că această boală gravă poate fi învinsă folosind mecanismele naturale descoperite către mine ale autoreglării, respirația sacadată, automasajul, impulsul, somnul corect și alte tipuri, provocat un adevărat șoc. Toate acestea, medicina oficială s-a făcut că plouă, pretinzând că nimic deosebit nu s-a întâmplat. Un fitecine care nu e nici măcar medic și care vorbește despre niște lucruri inimaginabile merită oare să fie luat în serios? În lumea întreagă nu este niciun caz similar de vindecare a diabetului, nici măcar în țările cele mai dezvoltate. Cum anume am reușit vei afla citind această carte. El se referă la tehnica de respirație gen CH3DF, FU, pentru a controla atât tensiunea arterială cât și circulația sângelui în tot organismul. Bun. Din cuprinsul cărții, ce puteți găsi? Introducere, cum am reușit să mă vin de diabetul dezaharat. Partea întâi, considerații teoretice ale tratamentului diabetului zaharat. Capitolul 1. Cheia dezlegării misterului insulinodependenței respirația. Concluzii. Capitolul 2. Particularității diabetului insulinodependent de pe pozițiile medicinii naturale. Concluzii. Capitolul 3. Respirația corectă pe nas, premisa vindecării complete a diabetului zaharat. Partea a doua. Metoda tratării diabetului zaharat cu ajutorul mecanismelor de autoreglare naturală. Capitolul 1. Ce trebuie să știe orice diabetic. Capitolul 2. Respirația sacadată, mecanism important în restabilirea funcției pancreasului de producție a insulinei. Învățați să respirați corect, tehnica respirației sacadate, imitația inspirație, imitația în dinamică. Câteva particularități a respirației sacadate, cum să exprimați pe diverse sunete, adică să expirați, consolidarea tehnicii respirației sacadate, cât să vedeți să folosim respirația sacadată, caracterul creativ al sistemului respirației sacadate, cum să folosim corect respirația pe nas, cum să controlăm respirația după vindecarea diabetului zaharat. Capitolul 3. Automasajul impulsurilor, al doilea mecanism important al însănătoșirii pancreasului, încetarea nevoii de automasaj prin impulsul organismului. Capitolul 4. Odihna naturală de noapte, condiții obligatorii pentru vindecarea diabetului. Caracteristica generală, metoda odihnirii naturală de noapte, cum procedăm cu insomnia, cum să ne odihnim corect, cum să nu mai avem nevoie de un regim special de noapte. Capitolul 5. Alimentația calorică și niciun fel de dietă, condițiile indispensabile pentru vindecarea diabetului, folosirea la maxim alimentelor și a lichidelor necesitatea firească a organismului, regimul alimentar optim, infometarea naturală, regularea greutății corporale cu ajutorul respirației sacadate și automasajul impulsurilor. Când trebuie să renunțăm la alimentația maximală. Capitolul 6. Mișcarea, efortul fizic pentru bolnavul de diabet. Hipodinamismul, condiția ideală pentru vindecarea diabetului. Activități dinamice a bolnavului de diabet. Au oare nevoie bolnavii de diabet de gimnastică? Capitolul 7. Sinteza metodelor de tratament a diabetului zaharat și perspectivele de viitor. Rezumatul etapelor vindecării diabetului zaharat. Câteva sfaturi pentru bolnavii de diabet. Căscați intensivă cu plăcere. Cel mai simplu mod de a vă da seama că odihna de noapte la sfârșit, întreruperile forțate ale odihnei de noapte, diabetul și procedurile cu apă. În prima perioadă puteți lua medicamente, îmbrăcămintea sănătoasă este cea plăcută la atingere, odihna completă de noapte, utilitatea apei, expirația pe diverse sunete, restabilirea forței după odihna de noapte, faceți mașează în timpul
expirație și pauze, încă o dată despre regimul sănătoase de avarii și de funcționare a organismului. Cum să procedeze bolnavii de diabet tratați deja de medici, perspectiva reală a vindecării tuturor bolnavilor de diabet, programul model al trecerii bolnavilor de diabet la modul natural de viață, capitolul 8, modul sănătos de viață, condiții de bază pentru sănătatea întregii populații, modul sănătos de viață pentru oamenii bolnavi, încheiere, diabetul este vindecabil, dar nu cu insulină, ca să știți și voi, cu regimuri naturale, mișcare, odihnă și alți factori. Cum am reușit să mă vindec de diabetul zaharat? Acum 5 ani am scris cartea Respirația sacadată împotriva diabetului, normalizarea deplină fără medicamente și dietă, San Petersburg 99. Paginile acesteia, pentru prima dată am vorbit despre cum am reușit fără ajutor medical să mă vindec de diabetul zaharat. De 27 de ani sunt considerat oficial bolnav de diabet, însă trăiesc fără insulină, alte medicamente sau dietă. Stilul meu de viață privit din exterior se deosebește prea puțin de al celor multor oameni sănătoși, cărora, dacă le-aș spune că medicii m-au condamnat pe viață cu verdictul diabetic, m-ar crede. Într-adevăr, nu iau insulină și nici alte preparate care scade nivelul zahărului în sânge ca maninil sau diabetone. Nu mănânc la ore stricte de 5-6 ori pe zi și nu țin regim, consum zahăr cât vreau, duc un mod de viață sănătos. Nu sufer de nicio complicație a diabetului. Cum am reușit? Desigur, pentru obținerea reglare completă a metabolismului carbohidraților, a lipidelor, a proteinelor, precum și altor produse metabolice, important de știut și de utilizat pe lângă tehnice de respirație corectă și de automasaj și alte mecanisme de autoreglare naturală. În această ordine de idei specificăm odihna naturală de noapte, alimentația naturală, înfumetarea naturală, mișcarea naturală, doar folosirea lor integral permite controlarea sistematică și optimă a nivelului de zahăr în sânge. În cartea de față voi expune în detaliu ce și cum trebuie făcut pentru asta. Iată de ce îmi fundamentez teza asupra posibilității vindecării reale a diabetului zahara și asupra cauzelor insuccesurilor medicilor de a trata această boală în metode simple și accesibile pentru înțelegerea fiecăruia. În primul rând, voi demonstra că doar cunoscând și utilizând respirația sacadată, automasajul, impulsul și alte mecanisme naturale de reglare a organismului, metode despre care medicina modernă nu are habar, nu se poate învinge această boală. În al doilea rând, voi prezenta raționamente medicilor asupra cauzelor dezechilibrelor metabolismului, carbohidraților și într-o poziție calitativ nouă, voi arăta unde au fost admise inactivități sau chiar erorile care au dus la concluzii eronate. Dar tuturor și tuturor vreau să le dau următorul sfat. Rețineți, medicamentele nu vindecă. Organismul singur este în stare să se vindece de toate bolile printr-o singură metodă. Prin alimentarea corectă a fiecărui organ, mușchi și sistem fiziologic cu substanțe de care acestea au nevoie. Iată de ce nici insulina, nici alte medicamente și nicio dietă nu pot trata diabetul zaharat. Veți putea face asta voi și vă folosi mecanisme date de natură, mecanismele de autoreglare naturală. Bun, și diabetul este vindecabil, dar nu cu insulină. Cauza îmbolnăvirii de diabet constă în respirația incorrectă a bolnavului, iar cauza incurabilității diabetului constă în recunoașterea de medici a cauzei îmbolnăvirii și, prin urmare, în alegerea greșită a metodei de tratament. În încercarea de a ține sub control diabetul zaharat, se insistă, în primul rând, pe insulină. Această abordare privită din exterior pare să corespundă într-adevăr procesul calorului organism. Prea îngrașul reduce sau chiar încetează funcția de producție a insulinei. Nivelul glicemiei depășește limita spirală admisă, ceea ce, iarăși corect, este interpretată ca o consecință directă a lipsei de insulină în sânge. Fără insulină, celulele nu pot primi zahăr. Iar de aici concluzia firească, pentru a coborî zahărul din sânge, trebuie să-i oferim bolnavului insulină sub formă de injecții. Un cu totul alt proces are loc în cazul diabetului non-insulin de tip 2. La acești bolnavi, pancreasul este sănătos în sânge, se găsește suficientă insulină, cu toate acestea nivelul glicemiei este ridicat. Neînțelegând rolul decisiv al deficitului de oxigen, medicii încearcă să explice această anomalie prin faptul că celulele insulină dependente nu mai recunosc insulina din nu știu ce, nu se știe ce motive, ceea ce face dificil asimilarea zahărului. Ca urmare a acestei abordări eronate, generalizarea în rândul medicilor a fost consacrată ca și cauza primară a deregrării metabolismului general și a creșterii nivelului glicemiei, exclusiv la deficitul de insulină. Toate acestea când, de fapt, deficitul de oxigen din cauza respirației incorrecte este elementul cheie. Prin urmare, diabetul zaharat nu poate fi vindecat decât dacă ținem cont de aceste elemente de bază. În prezent, numărul bolnavilor de diabet zaharat în Rusia a atins cifre îngrijorătoare de 2 milioane. Potrivit pronosticului medicilor, în următorii ani, numărul acestora va crește constant. Tendința de a crește acestora este legată și de includerea unor pături cât mai largi al populației în programul diagnosticare precoce a bolilor.
După cum vedem, prognozele de pe pozițiile medicinii tradiționale sunt deloc liniștitoare și crede că aceasta se va confirma și dacă vom rămâne în continuare metode tradiționale de tratament. Cu toate astea, este însă perspectiva deschisă de medicină naturală. Învățând oamenii să respire corect, putem reduce numărul cazurilor de diabet în numai 2-3 ani cu 60-70%, iar în următorii 5 ani putem rezolva definitiv problema diabetului ca boală incurabilă. Astfel, de genul următor ar putea fi unul de cotitură, vom avea sau zeci sau și sute de mii de oameni alăturându-se bolnavi incurabili sau o formă radicală în domeniul sănătății. O dezvoltare pozitivă e posibilă doar prin însușirea mecanismelor de autoreglare naturală și a științei de a ne menține sănătatea pe baze nemedicamentoase. Așa arată încă o dată cartea. Restul vă las pe voi să o descoperiți pentru a respecta drepturile de autor. Puteți să o împrumutați, puteți să o cumpărați de pe internet, din librării fizic sau de la supermarketul unde are secțiunea de cărți. Nu costă mult sau puteți să o comandați direct de la Europres de pe site-ul lor. Nu costă mult și chiar este importantă. Decât să aruncați banii pe diferite viciuri, mai bine efectiv cumpărați o carte, o citiți și găsiți câteva idei care vă pot fi de folos în viață. Mai ales că e vorba de corpul vostru și de sănătatea voastră, că atâta timp cât o aveți, o faceți de cap, când nu mai aveți, regretați. Asta e important, să fii cumpătat în tot ceea ce faci și să nu exagerezi cu nimic. De-aia motto-ul meu în viață este Carpe Diem, un dicton latin care înseamnă trăiește clipa, dar în sensul bun al cuvântului. Mai ales că am avut oameni grav bolnavi în familie, știu ce înseamnă să îți precizezi gramul de sănătate, să fii atent ceea ce mănânci, să nu te stresezi, fii atent de mediul în care acționezi și în care trăiești și te dezvolți, pentru că toate astea sunt niște factori care poate să-ți îmbunătățească gramul de sănătate care ai sau poate să ți-l distrugă. Sunt foarte importante toate aceste lucruri. De-aia fiți foarte atenți, viața e prea frumoasă și prea scurtă ca să vă faceți de cap și mai târziu să regretați. Regretați lucrurile doar în momentul când le-ați pierdut și mai puteți să le recuperați înapoi, așa că țineți cu dinții de ele și fiți foarte, foarte, foarte atenți. Asta e un sfat important din partea mea, pentru că am trecut prin multe lucruri alături de familia mea și vi le dau vouă ca să nu vă dați și voi cu capul de toți pereții și de tavane și să experimentați în sens de rău. Mai ales că eu am plătit în sânge și lacrimi și știu ce înseamnă să pierzi persoane dragi, să le vezi cum se chinuie și știința actuală și medicina din România cu doctorii ăștia corupți și care îi interesează doar buzunarele și să te îndoape ca te râs, că n-au niciun interes Big Pharma alături de ei să te trateze. Îți dă doar pentru a reduce răspândirea acestei boli, nu tratarea ei, pentru cetinirea ei. Efectiv, duce o viață de calvar. Bun, eu sunt Virgil, vă salut, vă doresc o zi cât mai plăcută, ne vedem data viitoare la un nou videoclip. V-am salutat!